Astăzi ne aflăm din nou în fața unor alegeri fundamentale pentru viitorul nostru. Continuăm cu mai multă consecvență pe drumul care, cu eforturi și de multe ori cu sacrificii, ne-am înscris de un deceniu? Sau facem pași înapoi și riscăm să ne întoarcem în trecut? Nu putem clădi nimic durabil pentru următorul secol dacă nu punem la temelie acele valori care și-au dovedit soliditatea în a genera cu adevărat o viață mai bună pentru oameni. Din această perspectivă, lecțiile istoriei sunt astăzi mai evidente ca oricând. O societate liberă, în care oricine are șansa de a-și urma vocația, în care fiecare cetățean poate trăi în siguranță, având o viață prosperă și garanția că drepturile ei sunt respectate, este o societate din care reflexele autoritariste de orice fel sunt eliminate. De aceea, mi-aș fi dorit ca în ultimul an, cu atât mai mult cu cât este anul premergător centenarului, să fi văzut o mai mare preocupare a decidenților politici pentru consolidarea democrației în țara noastră, a independenței justiției și pentru întărirea practicilor de guvernare în beneficiul tuturor românilor, nu al unor grupuri. Vedem, în schimb, o mare preocupare pentru identificarea unor teme paralele cu așteptările românilor și cu interesele strategice pe termen lung ale țării noastre. De teama justiției și a statului de drept, unii inventează scenarii despre un alt fel de stat. Nu știu cui pot folosi aceste ficțiuni, dar sunt convins că viitorului României nu.